Salutare și bine ai venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. În videoclipul de astăzi îți prezint 4 motive pentru care marea majoritatea traderilor nu reușesc și cum se pot evita. Vă rog să rețineți că tot ceea ce prezint în acest videoclip și în restul videoclipurilor prezentate de mine nu sunt sfaturi financiare și că rolul acestui videoclip este unul educațional. Tranzacționarea este o activitate provocatoare pentru oricine. Cu toate acestea, atunci când tranzacționăm pe piețele cripto, tranzacțiile future sau margin sunt și mai dificile din cauza volatilității extreme prezente pe aceste piețe. Tot mai mulți trader aleg să investească pe piața cripto. Tranzacțiile cripto sunt printre cele mai accesibile, iar motivele ce stau la baza acestei alegeri sunt foarte variate și diferă de la o persoană la alta. Cu toate acestea, cel mai comun argument în favoarea tranzacționării pe piața cripto rămâne efectul de levier. Pentru a naviga în siguranță pe piețele cripto, investitorii trebuie să știe cum să gestioneze riscul și să evite greșele costisitoare care le vor afecta investițiile. Ca atare, este esențial să înțelegeți toate capcanele care determină eșecul traderilor, astfel încât să le puteți evita și să deveniți un trader de succes. Important de reținut Excesul de levier este adesea consecința asupra încrederii unui trader în rezultatul unei tranzacții. Este asemănător cu zicala a alergat după mai mulți iepuri Problema cu această abordare este că este incredibil de nesustenabilă. Protejarea fondurilor cu comenzi stop loss și minimizarea riscului de pierdere este relevantă pentru toți traderii. La început, protejarea fondurilor este vitală. Ca atare, ar trebui să respectați reguli stricte de gestionarea banilor pentru a vă proteja capitalul. Practicile nedisciplinate și irresponsabile sunt un ciclu predominant în care se încadrează traderii începători, provocând eșecul. Utilizarea în exces a efectului de levier poate oferi traderilor două rezultate. Cel mai comun și des întâlnit este că tranzacția are succes și că va duce la profituri substanțiale. Cu toate acestea, pozițiile cu levier ridicat pot de asemenea să înregistreze o cantitate egală de pierderi dacă poziția se desfășoară în mod nefavorabil. Deoarece tranzacționarea criptă este incredibil de volatilă și imprevizibilă, rezultatul cel mai probabil este că vor suporta o pierdere la fel de costisitoare pe cât ar fi profitabilă. În plus, Pierderea ar putea lichida întregul fond al unui trader și poate chiar mai mult dacă piața ar fi extrem de volatilă. Un trader de succes nu efectuează niciodată tranzacții care sunt exploatate dincolo de posibilitățile lui sau chiar dincolo de strategia lui. Ca atare, traderii începători ar trebui să se preocupe cel mai mult de păstrarea capitalului, să urmărească câștiguri mici și consistente care se adună în timp. O creștere incrementală pe agregat de tranzacții este mai importantă ca strategie. Creșterea mică, dar constantă, permite traderilor să-și crească investițiile pe termen lung. Managementul slab al riscurilor O altă cauză a eșecului unui trader se datorează gestionării deficitare a riscurilor. Strategiile de gestionare a riscurilor ar trebui să fie extrem de nefavorabile oricărei pierderi. Unele platforme, cum ar fi Binance, oferă instrumente de tranzacționare, cum ar fi ordinele stop-loss, care minimizează pierderile într-o tranzacție. Ordinele stop loss permit traderilor să-și părăsească poziția dacă nu au performanțele așa cum era de așteptat. Atunci când traderii nu folosesc instrumente de tranzacționare care îi ajută și îi protejează, expun capitalul lor de investiții la riscuri nejustificate. Nu numai că instrumentele precum ordinele stop loss îi ajută pe trader să își protejeze fondurile, dar rămân active și atunci când utilizatorul nu este prezent, așa cum sunt piețele cripto. Luați în considerare un exemplu care ilustrează importanța ordinelor stop loss. Să presupunem că Bitcoin scade mai mult de 10% peste noapte, declanșând un margin col pe care nu l-ai fi putut întâlni deoarece nu erai prezent în piață. Ca urmare, întreaga investiție a fost lichidată complet. Un ordin stop loss ar putea preveni acest lucru cu totul. Prin urmare, protejarea fondurilor cu toate instrumentele disponibile și minimizarea riscului de pierdere este relevantă pentru toți traderii. Luarea pozițiilor mari și riscante. Traderii începători sunt adesea adepții ideii go big or go home, aruncând o mare parte din finanțele lor într-o singură tranzacție. Nu numai că acest lucru este nesăbuit și periculos, dar logica este de asemenea complet defectuoasă. La început, orice sumă investită este vitală. Ca atare, ar trebui să respectați reguli stricte de gestionare a banilor pentru a vă proteja capitalul. De fapt, cei mai de succes trader respectă reguli și restricții similare pentru fiecare tranzacție. O tranzacție în valoare de 10% ar fi considerat o tranzacție cu risc foarte mare pentru majoritatea investitorilor. De exemplu, dacă ați tranzacționa 1000 de dolari, o tranzacție de 10% în valoare de 100 de dolari ar fi o tranzacție cu risc ridicat, pur și simplu pentru că dacă ați pierde cei 100 de dolari, ați putea face doar 10 astfel de tranzacții înainte de a rămâne fără fonduri. În schimb, este mult mai înțelept să tranzacționați și cu 1%, sau chiar mai puțin, în acest fel, puteți afla cum funcționează piața și puteți prelua pierderi fără a pierde banca. Pe măsură ce se acumulează mai multe victorii, în cele din urmă veți avea mai multe fonduri cu care să lucrați. În acel moment, este posibil să tranzacționați cu sume cu valoare mai mare, dar procentul portofoliului nu va scădea, făcându-vă un trader cu experiență. Un alt motiv este că nu tranzacționează în mod responsabil. Psihologia și emoția au o mare influență asupra modului în care traderii tranzacționează. Din acest motiv, practicile nedisciplinate și irresponsabile sunt un ciclu predominant în care se încadrează traderii începători, provocându-le eșecul. De asemenea, tranzacțiile compulsive și jocurile de noroc sunt modalități sigure de a pierde pe termen lung. Când traderii se confruntă cu o serie de pierderi, poate fi dificil să schimbe trendul și să oprească pierderile. Pentru cei interesați de trading cu leverage, găsiți pe canalul de YouTube Mr. Crypto un videoclip cum folosim leverage, margin trading long și ce trebuie să știm. De asemenea, găsiți multe alte videoclipuri interesante și foarte multe tutoriale care să vă ajute în gestionarea acestei piețe. Dacă le considerați utile, atât aceste videoclipuri, cât și cel prezentat astăzi, vă rog să apăsați butonul de like și subscribe, deoarece ajută mult în dezvoltarea acestui canal și vă mulțumesc pentru asta. Revenim la subiectul discuției de astăzi, la subiectul tranzacționarea în mod de responsabil. Așa cum menționam, traderii se confruntă cu o serie de pierderi și poate fi dificil să schimbe trendul și să oprească pierderile. În aceste situații, uneori, cel mai bun trade este să nu faci trade. Pe Binance găsiți un mecanism care ajută traderii să evite acest comportament, un fel de cooldown. Aceasta dezactivează activitățile de tranzacționare future pentru o anumită perioadă de timp. O altă formă irresponsabilă de tranzacționare apare atunci când traderii începători nu au o înțelegere clară a produselor pe care le comercializează. Cu alte cuvinte, se tranzacționează orbește. Dacă vă alocați timp pentru a afla despre produsele pe care le tranzacționați și elementele fundamentale din spatele acestora, vă veți oferi un avantaj competitiv mai acut și vă va ajuta să vă simțiți mai controlat asupra acțiunilor voastre. Traderii de multe ori eșuează deoarece nu iau în serios tranzacționarea. Majoritatea traderilor fără experiență caută metodă de îmbogățire rapidă și nu pregătesc în mod adecvat modul în care ar trebui să abordeze piața. În realitate, unii trader fără experiențe joacă fără să-și dea seama. Traderii de succes, pe de altă parte, nu sunt jucători de pariuri. Aceștia și asumă responsabilitatea pentru acțiunile lor. Transacționarea ar trebui să fie bine planificată și atentă. Dacă doriți să obțineți profituri în mod consecvent, trebuie să tranzacționați în mod responsabil. Atunci când tranzacționezi responsabil, fiecare tranzacție ar trebui să aibă un scop și să fie protejată cât mai bine posibil, folosind instrumente pentru a minimiza riscul. Când vor fi realizate cu succes, traderii vor avea rezultate mai bune, încurajându-i în continuare să execute cele mai bune practici. Cam atât am avut să-ți prezint eu în videoclipul de astăzi. Dacă acesta -ți este de ajutor, nu uita să apeși butonul de like și subscribe. Mă poți urmări pe canal de Twitter Mr Crypto, unde postez zilnic informații din cripto. De asemenea, te poți alătura comunității Mr Crypto pe Telegram, o comunitate cu peste 3000 de membri, gata să te ajute în cazul în care ai nevoie. Linkurile atât pentru canalul de Telegram, cât și pentru canalul de Twitter le veți găsi în descrierea acestui videoclip. Eu vă mulțumesc și vă aștept cu drag la videoclipul următor.